Bună dimineața, stimați telespectatori, o să încep din start zicând că sunteți norocoși dacă nu aveți în casă astfel de personaje. Începând cu prima zi a lunii ianuarie 2022, în lista afecțiunilor de sănătate, dependența de jocurile video a fost inserată drept boală psihică. În 2021 a fost lansat un joc video destinat copiilor ce au peste 12 ani și se numea Poppy Playtime. Iar acolo o familie întreagă de creaturi de genul Huggy Wuggy, Kissy Missy, Daddy Longlegs, Mommy Longlegs și tot așa mai departe au reușit să creeze dependență, dar și să aducă multe coșmaruri copiilor. Totuși, este Huggy Wuggy o jucărie periculoasă, orba, și cum putem noi să ne implicăm în calitate de părinți? Discutăm în continuare cu doctorul în psihologie, Caterina Moga, care este în legătură directă cu noi. Bună dimineața și mulțumim tare mult că ați acceptat invitația. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Ne bucurăm tare mult să vă revedem și astăzi îl bârfim pe Huggy Wuggy și în general pe toți membrii acestei familii care a reușit să creeze foarte multă gălăgie și zarvă în rândul părinților și în rândul psihologilor. În primul rând vreau să vă felicit pentru acest subiect pe care ați hotărât să-l abordăm împreună în această dimineață, pentru că este un subiect relevant, actual. Și în adevăr vreau să vă spun că deja efectele acestor jucării și acestor jocuri sunt cunoscute și noi psihologii practicieni ne confruntăm cu efectele deja foarte rapid apărute, cu toate că prognoza mea ca și specialist este că efectele lui sunt de lungă durată. Din ce cauză? Pentru că creierul nostru funcționează într-un mod miraculos. Noi avem partea conștientă și partea subconștientă. Când suntem în activitatea zilnică, când noi suntem activi pe parcursul zilnic, lucrează conștiința noastră. Când noi dormim, creierul lucrează cu subconștientul nostru într-un mod mai rapid. De fapt, de ce spun lucrul acesta? Copiii când se joacă la calculator sau când au astfel de jucării chiar fizic în fața lor, deci ei lucrează cu conștiința lor, le analizează, se joacă cu ele, însă și impactul vizual a acestei imagini, a acestei jucării monstru albastru de pluș, cum se mai spune, afectează partea cognitivă, partea de formare a metacogniților la copii. Și atunci toată informația aceasta cu care el contactează se depozitează în subconștient. La momentul dat, copilul poate să nu aibă anumite reacții adverse. Adică poate să fie liniștit, poate să fie foarte entuziasmat de acest joc, mai ales că avem acel impact al societății și alți copii de vârsta lui îl au și este în trend. Și atunci părinții se simt, ok, are o jucărie, nu e nimic grav, dar efectul de lungă durată este că această informație care este depozitată în subconștientul nostru și care lucrează de 40 de ori, de milioane de ori mai mult decât conștientul nostru, în timpul nopții, în timpul situațiilor de criză, în timpul situațiilor de stres, informația este reactualizată și copilul se confruntă cu ea. De aici apar coșmarurile, de aici apare un comportament pe care nu-l poate controla, de aici apare agresivitatea și multe alte efecte adverse pe care părinții se gândesc de unde au apărut ele. Dar acestea vor fi pe termen lung când copilul va crește. Apropo, aș vrea să deschidem un pic subiectul, pentru că noi, în calitate de părinți, putem monitoriza jocurile video pe care le joacă picii acasă, doar că acest Huggy Wuggy a devenit popular și grație filmulețelor pe rețelele de socializare, TikTok, YouTube, Facebook și tot așa mai departe. Cum putem noi, în calitate de părinți, să le explicăm celor mici? Uite, nu este un personaj tocmai bunicel, deși se vede, da, aspectul lui deja e creepy, dar cum le explicăm noi ce ar trebui să știe copiii despre această familie de creaturi dintr-o uzină, nu știu care, de păpuși? Ceea ce este important este ca noi, ca și părinți, să înțelegem că modelele care sunt reclamate în ziua de astăzi, fie că e vorba de TikTok, fie că e vorba despre alte rețele de socializare cu tentă comercială, trebuie mai întâi de toate noi părinți să o conștientizăm că asta este pericol, pentru că foarte mulți părinți nu conștientizează lucrul ăsta. Asta este primul aspect. Deci eu ca părinte trebuie să conștientizez că acesta este un pericol real pentru copilul meu. În al doilea rând, trebuie să dau seama că copilul, la o anumită vârstă, încă nu face distinție dintre ce este bine și ce este rău. El primește ceea ce îi dăm, formează anumite comportamente, formează anumite obiceiuri, care iarăși se depozitează subconștientul lui.
Copilul înțelege foarte bine atunci când părintele are calmitatea, are calmul de a-i explica. Cel mai interzis moment este atunci când părintele îi spune nu e voie, nu se poate, nu îți permit așa ceva. Și atunci ce apare? Trezim curiozitatea la copil și el pe furiș încearcă să descopere, dar ce e acolo așa de interesant că părinții mei nu-mi dau voie? Deci trebuie să am echilibru, calmul, înțelepciunea ca să mă opresc să explic copilului. În al doilea rând trebuie să-i spun, uite, ce-ți place ție la creatura asta? Are ceva interesant? Este ceva care te atrage? Este ceva ce nu știi? Dă să-ți explic eu ce înseamnă. Pentru că dacă eu îi explic copilului subiectul tabu, deci el începe să conștientizeze. Chiar dacă la vârsta de preadolescență, spre exemplu, ei au reacția asta de reticență. O, dar ce știi tu, mami sau tate? Pentru că timpurile s-au schimbat. Trist este însă faptul că aceste jucării sunt cumpărate și jocurile date, mai ales în Marea Britanie, deja se recomandă copiilor mai mici de 12 ani. Deci și atunci când vorbim despre copilul până la 7 ani, deci noi vorbim despre formările unei cogniții noi și copilul multe lucruri nu le cunoaște, nu poate face analiza, sinteza acestor lucruri și își formează o concepție despre lume și viață distorsionată. Și aici este pericolul cel mai dificil când eu ca și părinte trebuie să monitorizez strict lucrul acesta și atunci să pun limite. Uite, asta avem voie să privim, asta nu avem voie. Pentru că, uite, atunci când tu privești lucrul ăsta, ce se întâmplă cu creierașul tău? Obosește. Și dacă stai prea mult la astfel de jocuri, formează dependența. Deci și atunci când eu explic la nivelul copilului, conformitate cu particularitățile de vârstă ale sale, copilul înțelege. Deci nu negăm că nu e voie, nu se poate, dar aducem explicații copiilor noștri din ce cauză facem acest lucru. Dacă e să vorbim despre acest conflict între generații și copiii dau ripostă părinților, nu înțelegi tu nimic, că el de fapt este foarte amuzant, nu este periculos, foarte scurt vreau să dau citire părinților, celor de acasă, doar câteva crâmpeie din cântecul lui Hagi Wagi. Îmbrățișează-mă zi și noapte, numele meu este Hagi Wagi, dinții ascuțiți, te lasă să sângerezi, niciodată să nu-mi spui urât, să nu-mi spui urâtă, ține-mă până mori. Și lista poate continua, da? Deci versurile sunt foarte agresive, dar nu toți copiii cunosc limba engleză și ei ascultă doar din motiv că le place ritmul, le place beat-ul, orice altceva. Dacă noi nu putem să intervenim în calitate de părinți, ar fi cazul sau este acest joc, Poppy Playtime, un motiv pentru a ne adresa la un consult de specialitate? Da, atunci când părintele nu poate deține controlul, este foarte important ca să apelăm la serviciile unui specialist care poate să ne conducă. Cu atât mai mult că vine perioada școlarizării, vine școala, ar fi extraordinar dacă diriginții, dacă învățătorii, dacă psihologul școlar ar interveni cu anumite sugestii, pentru că atunci când intervine cineva din afară, copilul altfel percepe mesajul. Asta este unul. În al doilea rând, ceea ce este important este ca noi să încercăm să exprimăm ce se întâmplă. Deci copilul trebuie să conștientizeze că nu este ok, pentru că atunci când eu îi explic, eu previn anumite lucruri de a da voie imaginației copilului meu să se dezvolte în sens negativ. Pentru că noi avem trei aspecte care determină succesul copilului nostru în viață. Creativitatea, curiozitatea și caracterul. Și dacă la vârsta aceasta creativitatea este influențată de factori negativi, atunci noi îl predispunem pe copilul nostru la formarea unor obișnuințe negative. Îi înscrim o paradigmă de gândire în comportamentul său care va determina acțiunile sale la preadolescență, la adolescență, la tinerețe, anume cu tendență negativă. Deci apare și agresivitatea și alte lucruri. Dar indiferent că este vorba despre acest joc sau este vorba despre alte jocuri de calculator sau este vorba despre anumite desene animate sau povești cu tendență negativă, agresivă, deci noi trebuie să avem un semnal de alarmă ca și părinți. Aceste lucruri induc formarea unor comportamente neadecvate la copiii noștri, induc agresivitatea și mai nou, cu toți cunoaștem că dependențele legate de IT, legate de calculator, de jocurile video, formează acel autism IT, care este din ce în ce mai răspândit, nu numai doar peste hotare, dar și în Republica Moldova. Iar din experiența mea de practică ca și psihoterapeut care lucrez cu părinți, lucrez cu copii, lucrez cu maturi, deci vreau să vă spun că această paradigmă de gândire influențează pe termen lung, nu pe termen scurt, comportamentul, succesul școlar al copiilor noștri. Deci orice dependență este nocivă. Iar dependența aceasta de jocurile agresive, dacă vă aduceți aminte când a fost problema cu balena albastră, jocul respectiv, da? Așa. Deci s-a luat
o amploare mai mare și părinții au devenit mai atenți atunci când deja au fost efectele foarte bine palpabile, da? Deci că au fost cazuri de suicid concrete. Deci în cazul ăsta noi nu trebuie să așteptăm anumite efecte adverse, cu toate că deja sunt semnalate cazuri de agresivitate în rândul copiilor de 3 ani care s-au jucat cu astfel de jucărie. Apropo, aici intervine și paradoxul, inclusiv paradoxul rețelelor de socializare, pentru că multă lume susține că, de fapt, noi părinții facem mult prea mare tam-tam, iar fenomenul ar trece dacă nu am preta o atenție atât de mare. De cealaltă parte, creatorii acestui joc susțin că nu e de obligația și responsabilitatea lor să controleze toate filmulețele care sunt distribuite pe rețelele de socializare. Deci ei s-au spălat pe mâini, ei au creat un joc destinat celor peste 12 ani. Acum, ce facem noi? Poate ar fi cazul într-adevăr să lăsăm la o parte acest subiect, să lăsăm să treacă de la sine? Sau e mult prea periculos? În ziua actuală, când noi avem acces la mass media foarte mult, este foarte important să conștientizăm că copiii au anumite modele distorsionate și comportamente de viață și ele sunt transmise prin aceste jocuri și prin aceste jucării. Dacă semenul lui sau 3-4 colegi au astfel de joc sau copiii de la grădiniță chiar care se joacă cu astfel de jucării și copilul va vrea, nu va vrea pentru că îi place ceea ce vede, va dori acest lucru pentru că au și ceilalți. Acum, ceea ce este important este ca noi să ne sesizăm ca și părinți. Nu orice vrea copilul meu, eu îi ofer. Așa cum nu îi ofer orice în alimentație, exact așa nu îi ofer în lucrurile care influențează cognitivul lui, deci creierul lui. Deci cum ne hrănim corpul nostru ca să fie sănătos, exact așa trebuie să ne hrănim creierul nostru. Deci dacă eu în fiecare zi voi vedea doar lucruri ce țin de internet, doar cei ce ține de desene animate, de jocuri violente, astfel voi începe să gândesc, astfel voi forma tiparele de gândire. Deci atunci pun anumite limite în ceea ce privește dezvoltarea creierului la copil. Dar până la vârsta de 3 ani, 80% din creierul nostru se dezvoltă. Deci până la vârsta de 7 ani, noi formăm cele mai esențiale paradigme de gândire ale copilului nostru. Dacă nu suntem atenți la perioada aceasta, ajungem într-o situație foarte critică. Iar la perioada preadolescenței, adolescenței, aceste comportamente pe care noi ne le formăm, va dicta comportamentul, alegerile și stilul de viață a tânărului. Deci lucrul acesta este cu mult mai periculos decât îl vedem noi de fapt acum cu o jucărie. Ce trebuie să facem noi ca și părinți? Să explicăm copiilor și să înțelegem și noi că aceasta este o tentă comercială. Ok, s-a vorbit foarte mult și de mulți psihologi spunând că, uite, jucăria aceasta este un mijloc ca să putem să confruntăm frica la copil și să-l ajută să depășească această frică. Deci este un argument total fals. Deci din ce cauză este fals? Pentru că ceea ce formăm noi în creierul copilului nostru este informația pe care o plasăm acolo prin ceea ce vede, prin ceea ce aude, prin ceea ce se joacă el și formează anumite metacogniții. Metacognițiile respective formează o concepție a lui despre lume și viață, iar concepția lui despre lume și viață formează stima de sine, valoarea de sine, încrederea de sine. Și atunci când vorbim... Nu știu dacă este tocmai potrivită terapia prin șoc, confruntarea fobiilor prin astfel de personaje, pentru că eu sunt adult și pe mine mă cam înspăimântă aceste jucării. Doamna Moga, noi vă mulțumim tare frumos pentru timpul alocat, pentru informații și cu siguranță sfaturile dumneavoastră vor fi puse în practică de mulți părinți. Cu mare drag!